Ne aflăm acum într-un loc cu totul și cu totul special. Pot spune că este unul dintre favoritele mele din România. Nu ai cum să ajungi aici cu mașina ta personală. Nu vedeți, e plin de pisici, de câini, de tot ce avea bunica. Nu? Spam poște, da. Ziceți voi, dacă nu e frumos în Bucovina. Uite-te puțin cum arată supa asta de pui. Treia, n-am mai mâncat de mult așa ceva. Bine, la noi cam totul se mănâncă cu smântână. Cum merge treaba? Face domnul brânză extraordinară. Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit în Bucovina, bine ați venit la noi! Avem un mic aperitiv de primire, caș de la stână, cu roșii, sherry, crescute într-o grădină mică aici la vale, totul este bio, ședere plăcută! Mulțumim! Și în sticlă ce avem? Aici avem palincă de prune, ai mulți ani! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Merge! E ca un dop, cum zicem noi. Tare. E diferită față de cea din naturală, deci nu are niciun efect negativ, bună, zic eu. Salutare tuturor! Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog marca Haihuin 2 de această dată din Bucovina noastră dragă. Știi ce mă gândeam? Călătoria noastră se apropie de sfârșit, Ion, în România. Mai avem câteva zile și părăsim țara și așa încheiem este. Din locul în care a început sezonul acesta de călătorii prin România, de descoperirea țării noastre. Până la urmă am fost și noi parte din acest proces de a ne cunoaște țara, originile, identitatea și de ce nu de a o promova. Și sper că și vouă v-a plăcut această serie din România. Ne aflăm acum într-un loc cu totul și cu totul special. Pot spune că este unul dintre favoritele mele din România. Cred că se bate undeva la locul 1 cu o altă locație pe care am vizitat-o. Îmi place mult liniștea de aici, îmi place povestea din spatele acestei cazări, priveliște. Am plac oamenii, mâncarea. Nu mai zic de mâncare, ați văzut și voi sau o să vedeți. O să vedeți că acum începem să filmăm în a doua noastră zi. Noi stăm aici două nopți, adică trei zile. Auziți cocoși pe fundal, avem oi, avem văcuțe fericite. Iepuraș, care pască pe dealuri. Pichiri, dacă știți ce sunt alea, bibilici, adică cai, tot felul de animale. Stăm la o fermă, de fapt, la un saivan și vreau să vă întreb pe voi dacă știți ce este acela un saivan. Chiar așa se numește locația, hai la saivan. Deci, ce este saivanul? Tu știi mai bine. Saivanul este un adăpost pentru oi, pentru vite, pentru animale, în general, pe timp de iarnă. Și da, aici funcționează o stână de mai bine de 40 de ani, inclusiv acum. Chiar dacă a devenit o locație, să spunem așa, atractivă pentru turiști, stâna funcționează, oamenii își desfășoară activitatea în continuare. Apropo, poate reușim să filmăm și noi puțin la stână. Cum se fabrică aici cașul, de exemplu, brânza? Este demențială brânza, dar nu mai zicem nimic, că trebuie să prezentăm. Noi am furat startul puțin, dar nu ne-am putut abține ce să-i faci, asta e. Totul se cultivă aici, totul este eco, este bio, crescut aici, plantat de mâinile acestei familii extraordinare și chiar mă gândeam în momentul în care am ajuns aici că noi ne-am propus un lucru când am venit în România, și anume să promovăm oamenii frumoși, cazările care au o poveste în spate, care au o tradiție de familie, care pun pasiune în ceea ce fac, suflet și chiar se vede lucrul acesta și sperăm că am reușit, da. Am avut doar experiențe frumoase. Pentru că noi am ales ce anume să prezentăm pe acest canal și sperăm că v-am convins și pe voi să vizitați anumite locații și Hai la Saivan este una dintre ele. Dacă aveți copii, eu recomand cu încredere această locație, pentru că sunt aici foarte multe animale și puteți beneficia de foarte multe activități, cum ar fi, nu știu, culegerea ciupercilor, fructelor de pădure, călărit, plimbarea cu căruța, cu sania trasă de cai iarna, sunt foarte multe activități. Vedeți la ei pe site, oricum lăsăm un link în descriere. Da, ideea este că noi am ales astăzi să stăm aici pentru că vrem să ne bucurăm de tot ce oferă locul în sine. Atunci când vii două nopți, n-ai cum să le faci pe toate. Noi vrem să ne bucurăm de liniște. Până la urmă, oamenii care vin aici pentru asta optează. Nu am precizat faptul că această locație se află foarte aproape de Câmpul Moldovenesc, mai exact la ieșirea din Prisaca Dornei. Avem Câmpul Lungul în față, se vede și Rarăul undeva în zare, stația meteo de pe Rarău mai exact. Am uitat să precizăm un lucru și anume că drumul este foarte interesant. Nu ai cum să ajungi aici cu mașina ta personală decât dacă deții un 4x4, un SUV, o mașină de teren destul de puternică pentru că traversezi râul Moldova. Dar partea bună este că nu trebuie să vă faceți probleme dacă aveți o mașină de dimensiuni mici, cum avem noi, Seat Leonul sau Seat Ionul. L-am lăsat în parcarea unui pecolan. Drumările lui Lică, parte din familia aceasta frumoasă ce deține această proprietate, a venit și ne-a preluat cu un Land Rover. Da, o mașină interesantă, cel puțin. Foarte interesantă. Sunt două mașini 4x4 care aduc turiști aici, care îi duc în tot felul de trasee turistice, la mănăstiri sau în alte locații
de interes turistic important de aici din zonă. Da, trebuie să recunosc că e extraordinar să te trezești cu asemenea imagine. Practic toate căsuțele, toate cele trei căsuțe au vedere către Câmpul Lung, către Rarău, către această imagine din spatele meu. Am uitat să vă spun că La Saivan înseamnă trei case tradiționale bucovinene strămutate tocmai aici pe deal pentru a oferi turiștilor o experiență 100% autentică. Avem o pisicuță la picioare și, apropo, aici conviețuiesc împreună 30 de pisici. Ia uitați-o! Sunt foarte drăguțe, jucăușe, prietenoase și libere în același timp. Se aud gâștele aici. Alea sunt rațele. Da, rațele, mă scuzați, crezi că-s gâște. Haideți să vă prezentăm cazarea, spațiile de cazare. Avem un foișor în față unde de obicei se servește masa, micul dejun, prânzul sau cina. Micul dejun este inclus în prețul camerei, iar prânzul și cina se plătesc suplimentar. Am înțeles că astăzi o să facem celebrele scrijele aici. Abia aștept, sincer, pentru că v-am tot povestit de scrijelele din Bucovina și n-am apucat niciodată să vă arăt cum se fac, de fapt. Dar astăzi o să avem această șansă, aici, să spunem. Aici, uite, o să le facem. Hai, ridicăm scândura. Cam aceasta este priveliștea, acum vă arăt. Cât de frumos e, incredibil. Un colț de rai. Uitați, se vede râul Moldova aici jos. Aici este stâna. Aici e stâna, da. Undeva în partea dreaptă pasc fericite văcuțele, alături de cai. Și tot așa. Și acesta este Saivanul. Da, o să mergem un pic mai târziu să vi-l arătăm, pentru că vrem să vă arătăm și animalele, iepurașii și toate vietățile de pe această proprietate. Dar haideți să vă arătăm căsuța în care ne-am cazat noi. Aceasta este casa mare păzită de cele două sau trei pisici câte sunt aici în preajmă. Așa cum îi spune și numele, e o casă cu o capacitate mai mare. Cred că se pot caza trei familii lejer. Foarte frumoasă e, îmi plac mult ochiurile acestea, obloanele acestea de sus, sunt deosebite. Nu doar că avem pisici aici, dar avem și căței, ia priviți-l, cât e de drăguț. Are chef de joacă. Măi, frumosule. Hei, da, ai vrea să muși din microfon un pic, știu. Exact lângă casa mare se află casa mică. Deci nu mă lasă să filmez cei doi absolut deloc, priviți-i puțin, se joacă aici și îmi distrag atenția. Să vă spun un secret, locul meu preferat din această casă este prispa aceasta, îmi place să stau mult aici pe durata zilei, fie că e dimineață, fie că e prânzul, fie că e seară, și să admir această priveliște fabuloasă, fabuloasă asupra Bucovinei. Spuneți voi, dacă nu e un loc de poveste, dacă nu vă încarcă cu energie imaginea asta și dacă nu vă îmbie să veniți în Bucovina. Pentru mine este hrană pentru suflet locul acesta și sunt tare, tare fericită că am ajuns aici. Să începem cu începutul și anume cu prezentarea cazării noastre. Din gang intrăm direct în bucătărie, o bucătărie micuță, cochetă, intimă, cu tot ce ai nevoie, este utilată în cazul în care dorim să ne preparăm o cafea sau să bem un ceai. Avem toate instrumentele necesare, avem și o chiuvetă acolo și, bineînțeles, cuptorul celebru cu câteva obiecte decorative. Partea bună e că avem lemne aici, asta înseamnă că putem face focul în sobă fără niciun fel de problemă. Pe jos avem această scoarță tradițională de aici din Bucovina, priviți-o cât de frumoasă e, câte detalii, câtă culoare, și scaunele acestea sunt extraordinare, sunt la fel de vechi ca și casele în sine și în mod sigur ascund niște povești, au niște istorii în spate. Ștergarele acestea bucovinene așezate la loc de cinste. Avem și un frigider aici sub scările ce urcă către mansardă, dar vreau să vă arăt bârna aceasta. Priviți-o cât de frumoasă e și cât de impunătoare. Am omis să vă spun că avem și un termometru de unde ne putem regla temperatura în această căsuță, iar în momentul de față este foarte, foarte cald. Avem și un jilț unde la ceas de seară putem spune povești sau citi o carte la gura sobei. Nu v-am arătat ușa de la intrare cât de frumoasă e, cât de impunătoare, la fel de veche, vă dați seama, are peste 100 de ani, dar este extraordinară. Și din bucătărie intrăm direct în dormitor. Îmi place foarte mult că pereții sunt din lemn, podeaua este din lemn, scârție atunci când o calci, scârție sub picioarele noastre. E o cameră destul de mare, e o îmbinare între tradițional și modern, cred că și aici putem face focul în sobă fără niciun fel de problemă. Și peretele din piatră, un element
de noutate pentru noi, cel puțin aici în zona Bucovinei, un dulap extrem de vechi, o ușă la fel de frumoasă din lemn. Avem aici o masă cu câteva cărți în cazul în care dorim să citim la gura sobei, n-am uitat de această idee, și o masă la fel de veche. E foarte cald, cred că sunt peste 24 de grade în momentul de față aici în interior. Aici avem o ladă de zestre pe post de noptieră, foarte frumoasă, cu câteva motive tradiționale sculptate. Haideți să vedem baia, priviți încă o dată ușa aceasta impunătoare, extrem de frumoasă. E foarte, foarte cald și sincer mie îmi place, știți, mie îmi place căldura. Wow, cât de drăguță este! Avem o cadă, o toaletă, bineînțeles, dar ce mi-a atras mie atenția este masa aceasta de dulgher, cât de frumoasă este și sincer nu m-aș fi gândit niciodată la o astfel de întrebuințare. Îmi place că e mare și că îmi pot depozita toate lucrurile, toate cosmeticele. Haideți să urcăm și în mansardă. Înțeleg că mai există un dormitor. Ce îmi place e faptul că au păstrat și aici elementele tradiționale, și anume scările acestea. Avem un pătuț și canapeaua extensibilă pe mijloc. Ce mi-a atras mie atenția nu e doar forma tavanului, cele două scăunele, cred că sunt pentru copii, dar și pentru adulți. Sunt foarte vechi și foarte, foarte frumoase. Cred că ăsta este mult mai vechi, pentru că vedeți și voi, are o curbură. Dar e nemaipomenit. Și lavanta la loc de cinste. Da, foarte frumoasă și această cameră. Avem aici două geamuri în cazul în care dorim să aruncăm o privire asupra ceea ce se întâmplă afară. Și revin din locul meu preferat, adică de pe prispă, cu această imagine. Vă mai arăt încă o dată. O să vă arăt la nesfârșit, știu, o să vă nebunesc, dar nu-mi pot lua ochii. Mai am să vă spun faptul că Haila Saivani e un loc izolat și nu prea, și asta îmi place. Adică după o călătorie îndelungată prin România, mi-am dat seama că nu-mi plac neapărat locurile foarte, foarte izolate, pentru că simți nevoia să fii un pic aproape de civilizație și aici, într-adevăr, suntem. Asta ne conferă așa un anumit confort și o să ne lipsească imaginile acestea, să știți. Ne încărcăm acum bateriile, ne luăm doza de energie pentru călătoriile viitoare din lume și, cine știe, din România, probabil. Ai, ce drăguț sunt, dar sunt foarte jucăuși, da, ce bănești. Îți dai seama, dacă o să venim noi peste un an din nou la Saivan, nu-l mai recunoaștem, o să fie exact. Doamne, Ion, ce imagine ai din spate, incredibil. Andrei a făcut un poll pe Instagram și a întrebat cine vrea mai mult să plece din România. Și Ghici, acum trebuie să recunoaștem, să o spunem, că Andreea. Andreea și câștiga polul, adică eu am câștigat polul, da, și eu, da, eu vreau să plec din România. Cred că 3 luni de călătorii sunt suficiente. Mergem în altă parte, ni se face dor iarăși de casă și venim și prezentăm din nou România. E bine să mai ai pauze. Probabil dacă ai stat 3 luni în Bora Bora, te-ai plictisit sau în Maldive. Chiar și în Bali. Chiar și în Bali, dacă ai stat exact. Am stat noi 4 luni, dar nu ne-am plictisit. Bine, nu era doar așa de puțină civilizație de un Singapore, de exemplu. Da. Acum mergem să vă mai prezentăm. Hai ceva. Să vedem Saivanul. Hai că nu l-am prezentat și nici eu n-am văzut până acum cum arată unul. Hai. Chiar dacă drumul este mai greu accesibil, trebuie știut faptul că această locație este deschisă tot timpul anului. Și îmi imaginez iarna cât de frumos se vede de aici. Deci trebuie să revenim la iarnă, nu știu, facem cumva și ne petrecem o săptămână, două, trei aici. Revenim în România? Bucovina, revenim, cine știe. Promiți? Nu știm ce ne rezervă ziua de mâine, da? Păi iarna, da, asta. Având în vedere timpurile pe care le trăim, e greu să ne facem planuri pe termen lung. Da, aici în partea dreaptă o să se construiască un restaurant, cred că va fi gata... Până în toamnă, nu, până în toamnă, da, sigur. Nu mai e foarte mult, dar ce-mi place e că iarăși au strămutat, vezi, o șură, cred că e. E o șură, e o șură. Tradițională, da. Hai să coborâm la Saivan, hai să vedem iepurașii. Găinile, rațele, hei, hei, hei. Ei, dar ce grăsuni sunt. Domnul iepuroi, ce face aici? Ui, dar ce mari sunt. Ia, uitați ce frumoși sunt. Dar ce iepurași. Apă. Uite ce sistem au, da, interesant, vezi? Da, dau cu limbuța și nu, dau apă. O țeavă. Da, da, dau cu limbuța, asta ziceam. Ah, ok. Iepuraș, uitați ăsta ce frumos e. Iepuraș, coconaș. Băi, pentru un copil, tu îți dai seama cât de fain e să fie aici. E fascinant. Fascinant. Da, și sunt pentru mulți. Mine e fascinant, da, păi sunt pentru mulți iepuraș, uitați-vă și voi. Un copil. Toate culorile, toate mărimile. Hei, și sunt blânzi. Asta e bine de știut. Sunt obișnuiți cu turiștii, îți dai seama. Cât zi aici, mai în față găinile avem care... găinile,
care dau ouă pentru micul dejun. Și pentru prânz și pentru cină. Aici este saivanul. Da, uitați cum arată în interior. Da, e o șură de fapt în care stau animalele. Caii sunt la păscut, văcuțele la fel. Găinile și ele pasc. Da, dacă nu știați, și găinile pasc. Hai să intrăm în saivan. După tine. Uitați un pui. Și mama lui. Da, și asta este șura unde stau animalele. Propun să mergem în bucătărie, să vedem ce ne pregătesc doamnele acestea, gospodinele din Bucovina. Oricum în curte miroase senzațional, ca înaintea unei sărbători. Importante. Pe vremuri, ca la da, bunica. Exact. După care mergem într-un mic hike, să-i spunem. Hai să mergem, încercăm. Plato, dacă nu vine ploaie, că vezi și că vremea este destul de înșelătoare. Și apoi mergem la stână, nu? Da. Cam uite cum merge planul. Pisica pe gard. Comică e. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit la noi, în Bucovina! Ce pregătiți acolo? Uite, m-ați prins refacă niște gogoși tradiționale. Gogoși. Sau pampuște, nu? Pampuște, da. Așa. La noi se spun. O să le umpleți sau le faceți așa? Pot să fac și umplute, dar de preferință simple cere lumea. Mm. Am pus lapte, smântână, unt, ouă, mirodenie, făină și la urmă un pic de ulei. Miroase bucătăria asta ca la bunica, de sărbători. Da, așa e, ca la bunica, nu vedeți, e plin de pisici, de câini, de tot ce avea bunica. Exact. Păianjeni. Dar ce fierbe acolo pe aragaz? Ciorbă de fasole, chiar să opresc din sosamin, și acolo friptură de vițel. Vai, dar miroase incredibil. Exact, zici că e Paștele sau Crăciunul la bunica. Aici mereu e Paștele și Crăciunul, pentru că mereu facem cozonaci, mereu face alivancă, mereu face toate. Fiecare zi gătiți pentru turiști, da, da. Mâncarea este proaspătă. Totdeauna. Totdeauna. De asta și întrebăm dacă luați masa, dacă nu, să nu facem mai mult, că oricum ce rămâne de la animale, da, dar nu da, prea da. Rămâne. Ouăle sunt de casă, ați văzut, de rață, de găină, le aducem de la gospodărie de la vale. Legumele tot. Da, legume, tot, tot, tot. Păi da, laptele strict de la stână, nu? Frumos, aer curată, apă curată, apa vine direct din munte. Chiar e foarte bani. Curată, da? Acum am deformăm. De asta rupt în una în alta, ca să le pot egala, să fie cât de cât la fel. Ca să le pot coace la aceeași temperatură. Am ajuns la penultima fază, că ultima le pudrăm. Crescute așa, golofane? Ca noi. De ce nu le facem des ca să-i giftuim pe turiști, că noi iubim și așteptăm. Mama mea, poftim. Mulțumim. Oh, ziceți voi dacă nu e frumos în Bucovina. Cât de faini sunt oamenii, cât de primitori, cât de ospitalieri. Răciți-vă odată că vrem să vă degustăm. Ai, 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 ai. Da, doamna da. E o expertă. Când eram mici, ne spuneau părinții, bunicii, nu mânca pâine caldă, fierbinte, că se lipește de stomac. Cu toate astea o să risc. Cred că e doar un mit. Ce bunesc. Deci mi-am mâncat. Fenomenal. Mamma mia. Fenomenal. Mamma mia. Nu ai încă de mult așa cu gust bune. Băi. Doamna Maricica ar putea să facă lejer o afacere doar cu gogoși. Foarte bune, delicioase. Totuși ar merge cu un lapte cald. Scândi seara. Iar acum plecăm în explorare, o să încercăm să ajungem pe acel platou. Aici este un izvor care susură. Apropo, hai să vedem cum arată căsuța asta în interior, că și ea se închiriază. Îmi plac mult aceste țoale de la intrare. Asta este casa mică. Cea mai mică. Da, intimă. Uite cât de drăguțe. Tu îți dai seama că au locuit familii în astfel de case? Da. Sperăm că nu e nimeni înăuntru. Wow, ce frumoasă e. Ce drăguță e. Da. Ai nevoie de mai mult? Nu. Să vedem cum arată bani. Așa, aici ai cadă, un geam, chiuvetă. Mașina de spălat. Arată foarte, foarte bine. Cuptoarele acestea fac diferența.
chiar acesta este izvorul de care vă spuneam mai devreme. Apa ce este foarte bună și, apropo, toată apa de la pensiune este de izvor. Vine direct de pe munte. Este bună de băut chiar și de la chiuvetă. După ce am mâncat gogoșile, cam greu la deal. Ion și toiagul său. Hai, Ion, știm că poți. Ideea este că trebuie să luăm prin această pădurice. Am auzit că de dimineață au pus lupii pe aici, prin zonă. Foarte frumos drumul, de altfel. O să fie mai simplu la coborâre, vă dați seama. Și Ion a decis să ne oprim aici. Nu știu cum are sens. Vrei să mergem? Mergem. Nu, mergem că trebuie să luăm prin pădure. Nu, dar e ok, că se vede foarte frumos de aici de sus. Adică, nu știu ce am putea vedea. În plus, cred că mai vedem și pe partea cealaltă ceva. Uitați, rarăul. Da. De o parte din câmpul. Foarte frumos, uite-te un pic câte nuanțe de verde. Trece trenul. Ia-și Timișoara. Da, păcat că nu pot să dau zoom pentru că o filmez cu GoPro-ul. Dar, dar îl... vedeți acolo undeva. Vedeți că se mișcă ceva, o omidă aici în față. Vă anunțăm că am ajuns, Stefer și nevătămați, la locație. Nu avea ce să ni se întâmple. Doar mintea noastră ne mai joacă așa feste din când în când. Voiam să vă arăt sania asta pentru că vă spuneam, adinaori, că una dintre activitățile preferate de turiști e plimbarea cu sania trasă de cai iarna. Și sincer, abia aștept să revin aici iarna aceasta sau iarna viitoare și să mă plimb privind acest peisaj. Vă dați seama cât e de fain, adică de mic copil n-am mai experimentat genul ăsta de plimbare și foarte rar mai poți trăi așa ceva în România anului 2021. Bună dimineața! A început să plouă. De asta. Cum se doarme la Saivan, Ion? Foarte bine. Doar ce m-am trezit acum. Somnoros ursulețul Ion. Hai că ne așteaptă plita, e încinsă, da? Cartofii pregătiți, facem scrijele. Yay! Abia aștept. Oamenii aceștia drăguți ne-au pregătit aici tot ce trebuie pentru scrijele. Ia să vedem. Au încins plita. Oh, ce avem aici, Ion? Bucătărie. Mamma mia! Deci pe mine slănina m-a atras, mi-a făcut cu ochiul. Sincer, aș gusta-o puțin înainte de a începe treaba. Ce zici? Sau o bucățică. Ne abținem? Sau vrei un pahar de palincă? Hai, țuică, că mergi un pahar așa. Mergi un pahar? Avem ceapă, avem brânză, cartofi. Și aici trebuie să-i tăiem frumos. Dar e încinsă. Eu am observat ceva. Floricele de... de câmp. Nu le-am observat, uite ce ochi ai, Ion. Ochi de soacră. Așa e, ochi odihnit, vede mai bine. Și apropo, nu știu dacă vă amintiți că îi povesteam acum doamnei care ne-a ajutat, care ne-a adus cartofii. Am făcut scrijele la Florin în California, la Tigaie. Da. Ți-amintești că i-am afumat bucătăria? Dar nu mai puteam de poftă. Și știu că v-am nebunit cu scrijelele, dar a venit momentul să le facem. Hai, noroc, să avem spor. Oh. Cartofii sunt spălați, sunt uscați și o să-i facem cu tot cu coajă, pentru că mie personal și lui Ion ne plac scrijelele în coajă. De ce? Dar în spatele tău? Important. Stai, ai o băcuță. Aici. A, pe nu deal. Știam unde, mă gândeam cu o pisică. Primul pas este să bei o palincă, faci focul în sobă, se încinge plita, tai cartofii și apoi începe distracția. Ideea este că în seara asta o să fie o masă bogată, Ion, cu scrijele, cu... Mai luăm și cina. Mai luăm și cina, cu trei feluri de mâncare. O să sărim peste desert, că deja am mâncat pampuște. Ne povestea Alica, fratele proprietarei, cel care ne-a adus cu mașina, că a fost foarte greu să aducă casele aici. În fine, ele au fost dezasamblate și reasamblate. Spunea că aduceau... cu tractorul câte un buștean dintre ăsta, da. Câte un element. Și vă dați seama câtă muncă e să aduci buștenii întregi, în plus curentul a fost tras, da. Am înțeles, subteran, deci da, sunt detalii care la sfârșit contează, știi? Dar detalii pe care nu le vezi, dar au fost... Nu le vezi, ca turist nu le vezi, doar dacă stai de vorbă cu ei, afli. Gata, cred că s-a încins plita de ajuns, hai să testăm. Da, e gata. Ai lăsat orice fel de mâncare pentru scrijele? Orice fel de mâncare, da.
Și mie îmi plac, nu mă dau chiar atât de tare în vânt. Pui sare direct pe plită? Da, 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 da. Așa punea bunica. Acum sper că nu fac vreo prostie. Ce bine arată. Deci ador mirosul ăsta de cartof copt pe plită. Inconfundabil. Și sper că v-ați dat seama, dar astăzi noi filmăm așa un vlog indoor. Mai chill, chiar e o zi frumoasă de călătorie pentru noi, că nu mai alergăm, nu avem chestii de bifat. Ne-am organizat noi așa cum am vrut, am făcut ce am vrut și asta e mare lucru. Teoretic, mie îmi place să mănânc scrijelele cu mujdei, dar o să le mâncăm simple de data asta. Ce bune sunt. Fenomenal, trebuie să încercați și voi când mergeți la bunici în vizită sau cine știe, când vă cazați într-o locație precum la Saivan sau când veniți aici, de ce nu faceți scrijele neapărat. Și trimiteți-ne poze. Puneți hashtag scrijele. Cum merge treaba? Merge. Încă un pic și de miom, deja cred că sunt roșie la față, m-am încins asupra plitei. Ne-am schimbat culoarea. Cămașa s-a înroșit. Avem 10 minute, cred, de când ne-am apucat și deja aproape sunt gata, uite-te puțin cum arată. Am făcut și mai coapte și mai crude, că mie îmi plac așa mai crude puțin. Cu gusturile fiecăruia. Recunoaștem că am tot mâncat până acum, dar hai să mâncăm acum cu slăninuță, cu ceapă, cu brânză, curcubeu pe cerul gurii. Deci nu există mâncare în lumea asta care să egaleze scrijelele. Poți să mănânci la cel mai fancy restaurant din lume, cele mai sofisticate feluri de mâncare nu le bat. Hai să mâncăm, uite, cu brânză de la stână, frământată de doamna Lili astăzi. Deci nu e bucat. Mamă, ce bună e! Wow, poftă mare! Iar acum mergem să luăm cina. Uitați ce priveliște frumoasă avem! Abia așteptăm să degustăm bucatele. Ciorbiță de pui de casă cu smântână și cu ardei iute. Ce bine arată! Și cu poftă bună! Mulțumim! Uite-te puțin cum arată supa asta de pui, incredibil! Are și găluște, nu doar pui de țară. Culoarea îmi place. Și mirosul. Mama mia, hai să trecem la treabă. Se mănâncă bine aici la Saivan, clar. Mirosul acesta al ciorbei de pui încă n-am gustat-o la Ștepeion, bineînțeles. Mi-amintește de copilărie, când mergeam prin sat, la nunți, în fine, cum se făceau înainte la ceaun mâncărurile și aveau alt gust întotdeauna. Sarmalele erau mai gustoase, ciorba era și fix mirosul acela. De băi, ciorbă făcută la ceaun. Andreea, n-am mai mâncat de mult așa ceva. Atât de bun. Sincer, e senzațional. Jos pălăria. Revenim cu felul 2 de mâncare. Ion este cucerit, nu gata. Nu sunt în extaz, sincer. Da, abia aștept și eu să degust. Doamne, cu priveliștea din spatele meu. Da, priviți și voi cum arată ciorba asta, incredibil. Trip cu mămăliguță, sărmăluțe în foi de varză și lobodă, și de sfeclă roșie și alivanca, prăjitura din zona noastră. Deci cu făină de porumb, de grâu, cu zahăr vanilat și mămăligâță. Mai poți? Nu, eu am mâncat 2 castroane de ciorbă. Și eu. Mirosea și avea un gust extraordinar. A reactivat în mine așa niște amintiri frumoase. Hai să încercăm hribii cu smântână. N-am mai mâncat de ani de zile eu un hrib cu smântână, sincer. De când suntem tot plecați prin lume, nu mai apucăm să mâncăm mâncăruri oricum, autentice. Partea bună e că e sezonul lor și sunt proaspeți. Mamă, ce bine arată. Și e smântână din aceea de țară. Se simte așa, e groasă, e bună. Bine, la noi cam totul se mănâncă cu smântână. Eu am o săptămână de când n-am mai mâncat carne. Pentru că așa am vrut, așa am simțit. În fine, n-a fost nimic programat și aș renunța la carne pentru hribi. Sincer, aș mânca în fiecare zi. Sunt foarte, foarte bun, foarte consistenți. Nu pot descrie gustul lor, chiar îmi pare rău, nu pot să-l descriu. Trebuie să veniți la Saivan. Îți activează așa niște emoții incredibil. Noi am crescut aici în zona asta și atunci pentru noi mâncarea are și o latură emoțională și o încărcătură emoțională și atunci suntem cuceriți. Cei mai buni hribi cu smântână ever. Să știți că Andreea nu e cu ciupercile. Mie nu-mi plac ciupercile. Poftă mare. Mare. Avem și niște oaspeți de seamă. Uitați, unul aici și unul aici, lângă Andreea. N-am voie să dau nimic, îmi pare rău. Da, sunt superbe. Mie îmi plac pisicile. Poate m-ați auzit adesea vorbind.
Iar acum o să degustăm sarmalele acestei sărmăluțe. O să degust tu, că eu nu mai pot deja. Dar nici eu nu prea mai pot, să știți. La a doua porție și de uitați cât rib. Am mâncat, cât ribe am mâncat, cât s-a mai rămas. O să iau o sărmăluță în foaie de viță. Să știți că nu exagerăm cu absolut nimic. Mâncarea este senzațională. Cea mai gustoasă de până acum. Sunt convinsă că cei care au fost aici știu deja și ne pot da dreptate. Corect. Și așadar vrem să vă vedem în comentarii. Nu e așa că aici se mănâncă cel mai bine? Da. Da. După atâtea experiențe prin România, putem spune că da, aici se mănâncă cel mai bine din România, nu din Bucovina. Hai la Saivan. Ion, dar mai avem desert. Mai avem alivâncă. Alivâncă, hai să te vedem. Așa arată alivânca, e un desert tradițional de aici din Bucovina, așa cum a spus și doamna. Miroase bine, eu știu, și la mine la țară se face. Mama mia. Cea mai bună alivâncă? Mm-hmm. Cu zahăr deasupra și smântână. Mamă, mi-a iar și smântână. Smântâna-i baza aici. Mama mia. Ne vedem un pic mai târziu. Această masă bogată costă 60 de lei de persoană. Foarte câte puțin. Feluri de mâncare, ce priveliște minunată, liniște, gusturi tradiționale, mâncare autentică, organică. Tot ce vrei. Tot ce vrei. Nota 20. Nota 70. 100. Iar acum am venit să vedem cum se face brânza. Da, chiar. Acum se face așa ca iaurtul, după ce de lapte se face așa ca iaurtul. Trebuie să-l rup. Aici e berghideu, așa se cheamă. Uite așa. Așa. Acum am puțin lapte, că e sare, că e toamnă. Acum îl lăs aici 10-15 minute să iasă zero deasupra. Și pe îl bat bine, pe îl fac așa ca baba de orez. Și mereu 10 minute se așează și îl strâng frumos cu linguroi. Până îl fac așa un bult ca să poți scoate din cu. Da. Abia așteptam să mă. Stați că vă tăi niște ca, stați mâncați. De la Revoluție de ta nu fac stâră, am stâră mea aici. Acum avem animale noastre, avem multe, avem câte 300 de oi, 400 și da. Dar n-ai, nu sunt oameni, n-ai cu cine și acum am făcut așa pentru noi să mai mic. Foarte bine, să mâncați sănătos. Da. Ce morun s-a făcut. Foarte tare experiența. Gândiți-vă că suntem simpli turiști aici, adică nu am venit neapărat să filmăm un vlog la stână, ci oricine se cazează aici poate trăi astfel de experiență, poate asculta poveștile domnului, care e foarte simpatic și care are multe, multe de povestit, vă dați seama, după 40 de ani de stat aici la Saivan. Haideți să vedem cum se face brânza aici, dacă diferă procesul de cel văzut de noi la Bucșoaia. Dacă, fiecare are o tehnică, același. Cam același, nu? Uitați cum se alege brânza de zer. E galeală mare și cu brânza. Dar dacă n-ai răbdare, nu o faci. Eu mi era urât să fac brânză. Multă răbdare vă trebuie. N-am ce face. După ce vreau, avem oameni și au plecat și a rămas cu oi, cu tatăl, mă vedea singur. Ce chestie. Face domnul o brânză extraordinară. Cea mai bună brânză, sincer. Cașul e fenomenal. Incredibil, deci eu nu știam că așa se alege brânza de zer. Mă gândeam că îl treci prin strecurătoarea aceea, prin sita aceea, cel puțin așa am văzut până acum, și îl lași să curgă, dar vezi că diferă tehnica de la baci la baci. Oricum, e mult mai greu așa, mi se pare că e nevoie de foarte multă răbdare migală și până la urmă trebuie să știi ce faci. Uite, vezi cum se strânge? Ea se strânge din ce în ce mai tare. Uh-huh. Să nu deranjăm pe domnul. Tot respectul pentru acești oameni care duc tradiția mai departe și putem mânca brânză autentică. Unde mai experimentezi asta în România? Și vă dați seama că tradiția asta o să se ducă de râpă odată cu oamenii aceștia, că nu o să mai vină nimeni să aleagă brânză astfel. Da, frumos tare. Îmi place mult experiența de azi. A fost așa o zi de suflet. Îl strâng ca să-l poți scoate, îl fac așa ca un bult, așa.
vezi nicio firmitură, nicio bucată de brânză care să plutească, adică s-a ales atât de bine. Tehnica domnului, mâna, contează mult, știi? Experiența. Experiența, da. Dar îți curioasă cum arată bulgărele la sfârșit. Mm, mm-hmm. Mm. Da, super experiență, nu? Sunt viitor de România, uite, acum îmi dau seama de mirosul ăsta. Cum mai mic, e... Dar e mare! E micuț! Mama mie acum arată. Ce-ți cașul mult, îți dai seama? Da, trebuie pus la stors. Sunt ca un copil acum, serios, așa curios, știi, mă uit, ce se întâmplă, ce face, care e etapa următoare, oare ce gustare. Gata, gata, gata. Așa, lasă, lasă, lasă. Unde? Uitați că și voi cum sunt oamenii ăștia că de primitori. Mulțumim! Mulțumim! Să vedem cum arată. Dar uite, iese abur din el, vezi? E fierbinte. Da, e chiar cald, cald, cald. E gumos, așa, are o textură gumoasă, uite, când îl iei în mână. Ce bun e. E foarte dulce. Foarte bun. Foarte bun. Deci nu. Dar nu vă imaginați ce gustare. Adică eu sunt mâncator de brânză. Dacă aș dulce, ce este amare, nu mănânc brânză. Nu, nu, nu mâncat. Dacă aș dulce, mănânc. Îmi place. Fenomenal e. E dulce și nu e uscat, că în general cașul e uscat, na, după ce stă, se stoarce zero și așa mai departe, e foarte zemos. Foarte bun. Și atât treaba e cheacul. Mm-hmm. Trebuie să-i dai mai puțin, dacă îi dai mult, se face așa ca zgura, nu-l mai puțin. Da. Delicios, da. Deci mi-am bucat. Deci Ioan tot zice, mai dăm și mie puțin, mai dăm și mie puțin. Mi-a stat și cu telefonul și cu camera. Da, da, servis. Nu vrea sare? Nu. Nu. Este sare. Așa, nu pot să-l pun. Dacă îl pun cu zer, se strică, nu? Da, da, da. Și să-l tot de ori de zer și pe urmă îl pun într-o strecurătoare de asta, știți, într-un tifon, da. Să se scurcă două zile și pe urmă scot acolo pe gratar și să stea o săptămână. O săptămână. De acolo. Deci data viitoare când mâncați brânză, gândiți-vă la întreg procesul acesta, de la mulsul vacilor, oilor, în funcție de brânză, al caprelor, până la etapele acestea și ideea că trebuie să stea o săptămână. Să nu mai luăm totul așa, ca și cum ni se cuvine. E o muncă foarte mare în spate. Bine, oamenii ăștia o fac de plăcere. Îmi spunea domnul că nu se vede făcând altceva, că nici nu-i place să se ducă la el acasă în vama, el stă aici, la Saivan. Că viața e frumoasă, libertate, aer curat, văcuțe fericite, brânză, caș dulce. Doamne, cât am mâncat aici. Eu nu mai pot. Gândiți-vă că noi suntem de aproape o oră aici, treaba încă nu s-a terminat. Cred că acum urmează ultimul pas. Da, ultima etapă, da. A, îl pune, uite, îl sparge, vezi? Mm-hmm. Cream că asta o să facă din prima. Și eu tot așa. Da. Vezi? O, dar ce frumos arată, nu e tot de bine. E pus la stors. Mița iarnă, îți va primi cu sare. Venim! Cu sania, trasă de cai. Abia aștept. Ia, uitați ce grăsuți sunt. Da, frumoși. Uscați. Da, și e bine că e răcoare aici. E, na, e munte. Numai bine, e noapte bună, sănătate. Mulțumim mult pentru tot, mulțumim. Andreea și pe Ion, să fii sănătos. Mulțumim mult. Vă mulțumim. Noapte bună. Numai bine, sănătate. Sănătate. Somnușor. Mulțumim, la fel. La un minut distanță de mers pe jos, ajungem la căsuța noastră, ca să vă dați seama cât de apropiate sunt experiențele și auziți puțin greierii. Ce frumos! Și cred că cerul, nu, că e puțin înnorat, dar foarte drăguț omul, deci l-am simțit așa ca pe un părinte, știi? Au așa o bucurie și îți oferă totul necondiționat. Ne propunem să ne trezim să vedem Marea Alpină de aici de sus, pentru că ne-a spus Lică că se vede frumos tare, așadar țineți-ne pumnii să ne iasă în caz contrar, încheiem vlogul aici și poate filmăm și micul dejun, că ar fi interesant și când venim aici să mâncăm urdă, că am promis că venim și o da. O să fie un vlog lung oricum. Lung, dar frumos, că experiența în sine e frumoasă. Gândiți-vă că stăm două zile, mă rog, două nopți, na, trei zile. Hai să mergem. Avem prietena mea. Prietena mea. Hai.
așa arată un mic dejun la Saivan. Mama, avem chișcă, Ion. Chișcă? Chișcă. Asta e? Da. Nu asta. Și tobă, cărnați, brânzeturi de casă, da. Dulceața de afine, cafea, dulceața de căpșune și mai o dulceață, dar n-am reținut, lapte, miere, da, bine. Miere. Uu, ce masă bogată. Și pâine, unt. Și super viu și super vreme. Bună dimineața! Salutare, dragilor! Gata, se încheie ieșederea noastră la Saivan. Plecăm astăzi, din păcate. Între timp a venit și ploaia. S-a norat, s-a stricat vremea numai bine, bine de plecare. Nu am mai trezit dimineața să vedem Marea Alpină. Eu m-am trezit, am făcut un story gen pentru tine, dar nu era Marea Alpină, lipsea. Ah, okay. Pentru că ploua. Nu știam. Nu știm încotro mergem, nu știm care e următoarea destinație. Va fi printre ultimele din România, adică mai avem, cred că, 2-3 vloguri de filmat prin România și apoi ne revedem de pe alt continent. De pe alte meleaguri, da. Da, ne-a plăcut foarte mult, mâncarea este excepțională, oamenii de aici, cei care se ocupă de aici la fața locului de cazare sunt extraordinari și pentru asta vă încurajăm să veniți aici, să-i cunoașteți, să le aflați poveștile, să stați de vorbă cu ei, vă așteaptă aici cu pălincă, cu bunătățuri din Bucovina. Noi vă pupăm din Bucovina și ne vedem din alt județ sau din altă zonă. Nu știu.